mersi, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu-Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Buongiorno! Buonasera! Cred că încă e buongiorno. Buongiorno! Stai! Come fai? Stai aici, nu știu, dar trebuie să învățăm italiană de acum, nu? Păi, cum vine un invitat ceva mai așa în județ? Hop, trebuie și să noi învățăm limba lui, nu? Și măcar câteva vorbe acolo, că se... Da, așa domnul ăsta, acum se spune și pentru ascultătorii de la radio. În română, că na, nu. În română, ce s-a întâmplat? Astăzi, la fabrica de serinci de unică întreprințare famose sa din Suceava, o fabrică, o întreprindere care face parte dintr-un grup italian cu director român, domnul Mateiciuc, a venit un domn din Italia și domnul director Mateiciuc și au inaugurat o linie de producție. Ceea ce este foarte laudabil. Frumos. La acest eveniment au participat Cătălin Nechifor, președintele PSD Suceava și candidat USL pentru președinția Consiliului Județean Suceava, președintele PNL Suceava Ștefan Alexandru Băieșanu, care este candidatul USL pentru primăria municipiului Suceava, și președintele organizației municipale Suceava Ovidiu Donțoa, PSD, care probabil va fi ministru secretar de stat într-un minister, acum că s-a schimbat puterea. Bun, și unde erau autoritățile? Că la inaugurări de genul ăsta de obicei vedem primar... Poate domnul italian și cu domnul Mateiciuc de la Suceava au niște metode. Acum poate fac la fabrică niște cititoare de cafea din astea, în afară de serinci de unică întreprințare, niște cititoare de cafea și cititoare în stele. Și probabil că lor le-a ieșit că domnul Nechifor câștigă președinția Consiliului Județean, iar domnul Băieșanu câștigă primăria. Și zic, hai, să invităm de pe acum, știi? N-am înțeles că n-am văzut știrea în ce calitate sunt cei doi acolo. Să invităm de pe acum, așa, pentru că tu întreabă, de ce căutau acolo? Deci ce căutau cei doi acolo? Nu știu ce căutau acolo și eu am altă întrebare. Pentru această știre s-au luat bani? Pentru că aceasta este o știre, e o reclamă. Odată, reclamă pentru fabrica de serinci a unui italian la care lucrează domnul Mateiciuc. Și a doua oară este reclamă pentru USL. Deci această știre ar fi trebuit plătită, dar ruptă în două. Una pe partea economică, să-l parafrazez pe Nea Gigi, să-l citez pe Nea Gigi Becali, și una pe partea politică. Pentru că această acțiune are, singurul scop al acestei acțiuni, este electoral. Eu de această fabrică de serinci de unică întrebuințare am auzit în urmă câțiva ani. Nu mai eram sigur că ea există. Exact, da. Această fabrică de serinci, înțeleg că are 70 de angajați foarte bine, nu s-a remarcat cu nimic în spațiul public. Eu n-am auzit că această fabrică, în fruntea căreia se află un grup italian și domnul Mateiciuc, să fi făcut ceva pentru comunitatea locală. Niciodată n-am auzit nimic. Să fi dat unui copil două serinci, unei bătrâne, niște fiole de ceva, să-i fi dus la circ, ceva de... Da, să facă o... N-am auzit de această, societate comercială, care era mai mare și putea fi și mai mare, până acum în campanie electorală, că noi suntem deja în campanie electorală. Deci acțiunea de la Famos este pur o acțiune electorală. Am înțeles că a fost întrebat cineva, dar unde e... primarul, unde, păi nu, că nu mă întrebați pe mine, deci că a fost clar cu USL. Probabil că, mă gândesc eu cu mintea mea, că domnul Mateiciuc e membru PSD sau cotizant la campania USL-ului, poate să fie cotizant și zice, eu vă dau niște bani la campanie, dar măcar, hai veniți pe aici că vin fraierii aia de la presă, că cei care au fost astăzi, colegii noștri care au fost astăzi acolo, au fost niște fraieri. Doar cei care, dacă s-au dat bani la unii, înseamnă că nu au fost fraieri, au fost băieți deștepți. Dar, repet, asta este o știre care trebuie plătită de USL și de... Jumijuma, nu? De Famos. Este o știre pur politică. Noi, n-are nicio treabă cu, nimic. N-are nicio treabă cu nimic altceva. Un gest foarte urât și din partea conducerei Famos, domnul Mateiciuc și cu italianul din Firenze. Pentru că a făcut Firenze, în felul ăsta inaugurarea, nu? Nu, asta e o bătaie de joc. Și este... insultă inteligența unei anumite părți a electoratului din Suceava, știi? Că nu-i mea fraier să... Care e contribuția? A făcut domnul Nechifor sirinci? A făcut domnul Băieșanu flacoane? Ce a făcut? Poate au adus și italieni aia. Mă, au adus italieni. Deci, e o chestiune așa. Acesta este un răspuns la inflația de inaugurări de la PDL. Că la PDL așa s-a obișnuit. Dacă s-a făcut un metru de drum,
fanfara de la Stamate, dă-i bătaie zi, Vasile, zi, știi? Și cu, din ăștia, cu țărănoi, cu fundul de la Ițar lăsat acolo și cu cușmele pe cap vara și cu brâul la cingătoare, hai cu micii, hai cu soborul, că soborul nu poate să lipsească, și hai să inaugurăm un metru de stradă. Primarul cu tricolorul normal și președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și... Bine, dar cu inaugurările astea ne-am obișnuit. Azi am văzut asta e în contrapartidă. Ieșit din comun, aiurea, chiar și faptul că domnul Nechifor a vorbit în italiană, nu știu, mi s-a părut deci așa... Deci este ceva ieșit din comun. Domnul Nechifor a fost europarlamentar. Eu un tip umblat și care știe, uite, am văzut că știe și limba italiană. Bravo, foarte frumos. Nu știu frumos. Cât de bine a vorbit, că nu mă pricep la italiană. Eu cu astea, cu limbi străine, însă așa. Însă, mă, tu în țară la tine, nu, așa, dar nu tu știu. În țară la tine nu vorbești, mă, în limba italiană sau în slovacă sau... Tu, poți să vorbești cu domnul italian, cu marele investitor? În privat. În privat vorbești în italiană, să vadă investitorul. Băi, eu sunt cu PSD-ul aici în țară, cu ăștia acum, ia să văd, măcar ăștia știu un pic de italiană. Și să te dai mare cu investitorul și să mai stea două doamne de acolo cu boneta albă în păr care fac sirinci, să stea o gara întredeschisă, uite bă, că știe italiană, pe ăsta-l votăm, știi? Așa poți. Domnul Nechifor mai putea să facă un lucru, când au venit fraierii care au fost de la presă acolo și au pus microfoanele în gură, trebuia să facă salutul în limba italiană, bine ați venit domnul Pamparelli, așa? Da. Și vă urez succes, așa, și pe urmă să vorbească, mă, dar este incredibil cum domnul Nechifor, el vorbea în italiană și venise un român de-ai noștri să traducă, mă, din italiană în română, ce spune domnul Nechifor. El vorbea cu noi în italiană și îi trebuia translator. Da. Înseamnă că dacă mergi la domnul Nechifor cu o problemă, trebuie să mergi cu o translat. Nu știi, în ziua cu ce limbă vorbește. Nu știe în ce limbă. Suni întâi la domnul Nechifor să poate și să le spune, nu știu, pun într-o limbă. Da. Domnule, azi în ce limbă se vorbește? Ca să știi cu ce translator să vii. Deci ceea ce s-a întâmplat astăzi acolo este penibil. Din punctele de vedere pe care exprimate. Le-am... trecut deja. Așa. Da, uite, vezi că altfel poate nu vorbeam despre subiectul ăsta. Noi alți fraieri că vorbim despre subiectul ăsta. Da. Și vinovată este presa aia că dacă a luat cineva bani, bravo, cei care au mers acolo și n-au luat niciun ban, au fost trași pe sfoară și noi suntem trași pe sfoară aici că vorbim despre subiectul ăsta. Și din nou, din nefericire, lucrul ăsta se vede și eu m-am vindecat, dar ca orice român am memoria scurtă și tot uit. Eu mă vindec din 4 în 4 ani. Pleacă deștepții ăia, vin alți deștepți. Au plecat la putere deștepții la PDL și vin deștepții de la OSL. Mă, care mai de care mai deștept? Și cum îți dai seama că ei sunt foarte deștepți? Pentru că ne iau pe noi de proști. Dacă ei nu s-ar crede deștepți, tare deștepți, nu ne-ar crede nici pe noi așa de proști. Și ei ne iau de proști. Vin cu asta, cu Pamparelli, cu aia, să merg ei la o fabrică de sirinci la care n-au absolut nicio contribuție. Uite ce bine că se investește și, în județ. Și domnul director Mateiciuc și cu domnul Pamparelli din Italia, sau cum îl cheamă. Cum îl cheamă, da. Bă, nu se face așa, asta te baște în campanie electorală brutală. Dar uite că se tu, face. Tu, o firmă, vezi? Care zic, n-ai fost prezent în spațiu public și ceva, nu te-ai remarcat prin nimic. Am o spună, păi 70 de locuri de muncă. Da, mă, dar locuri de muncă nu le-ai făcut ca ai vrut-o. Pentru că ai nevoie de niște oameni care să-ți lucrezi și tu faci profit. Că mi-au jucările și pe drum bun, la revedere, două Pamparelli, nu, așa, acolo. Dar mai găsiți voi unul de la USL să vorbească italiană? Nu. Cam greu. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei.